E o povestire adevărată care s-a întâmplat cu ocazia celui de-al doilea război mondial în nordul Transilvaniei, într-un orășel de provincie. În toamna anului 1943, când se rupsese frontul de răsărit și trupele sovietice înaintau vertiginos spre Germania, pe direcția Varșovia-Berlin, pentru că se temeau că vin americanii din partea cealaltă și ocupă ei Germania, și în tratatele lor pe care le avuseseră marile putere era așa. Fiecare trupe până unde ajunge, acolo va fi pe viitor sub comanda lor respectivele teritorii. Din țările respective. Și așa s-a întâmplat. Pe partea cealaltă venea trupele anglo-franceze spre Berlin. Deci să facă domnul. Nu se știa unde. O cecat centru era Berlin. Doi tineri proaspete și după pălcile facultății de drept, cam vreo 25 de ani avea, s-au cuperit să se căsătorească. Erau evrei, să fiți atenți. Știm că războiul, în cursul războiului, evreii erau direct Auschwitz drumul lor. Ei s-au hotărât, după ce au terminat facultatea, să se căsătorească, dar să nu facă nuntă. Să căsătorească mai civil. După ce au făcut cununia civilă, hai să plecăm noi într-o lună de pauză. Au plecat, a trecut luna și au venit și pe drum își făureau și ei viitorul. Dragă să mergeți, acum am văzut să te proaste juriști, terminase toate licențele, maceratele, o să nu-și dă niște servicii, dar așa, mai prin orașe de-astea mai mici, pentru că problema noastră știm, e destul de gravă. Apoi au venit acasă și nu știau săracii că acasă i-a așteptat cine? Gestapo, poliția germană. I-a lăsat imediat, i-a lăsat mai vorbească nimic unul la altul și pe băiat, pe Ruben, l-a trimis într-un lagăr de muncă forțat în Transnistria. Iar pe fată, Marta, direct la Auschwitz. Atâta a auzit de ei. Că vorbeau poliția. Era 43. În 44, rușii au avut în Transilvania și toți deținuții din lagăr de aia eliberat. El a venit în România. Deci în 44. A trecut anul, că el îl frământa marea dorință și tot îmbrăcat cu Marta. La 9 mai 45, a capitulat Germania, a așteptat să se inișească lucruri de lucruri și a plecat la Auschwitz să-și caute așa zisea soție. S-a interesat acolo prin toate scriptele care au mai fost și n-a găsit-o. Dar a auzit acolo niște informații că la eliberarea Auschwitzului, tot de trupele sovietice, au fost lăsați toți deținuții să plece unde vor. Cum capitulase și Germania, a aflat că s-a făcut două locuri mari de deținuți și unul a plecat spre Germania și unul spre Franța. Repede Germania. S-a dus în stânga, în dreapta, informații de la cu cine s-a mai întâlnit, chiar cu deținuți care au fost în agă la Auschwitz, s-a întrebat, a spus el anii când a fost arestat, când a fost dus acolo, n-am auzit. N-am auzit de numele ăsta. Și nu mai unii i-a spus, foarte mulți care i-a găsit în agă. Dar mergeți în Franța. Că și acolo a mers foarte mulți. A plecat în Franța. Caută tot așa, stânga, dreapta, unii au zis că sunt evrei care au fost la Auschwitz. A găsit câteva familii, a discutat cu ele, i-a spus povestea vieții lor, n-am auzit. De numele ăsta n-am auzit. Marta Halter, după că se pui așa femeia, n-am auzit de numele ăsta. Dar știți ce? S-a întâmplat ca de aici, în Franța, după ce am venit noi, a plecat un grup masiv în America. Poate să fost un grup ăla, dar noi n-am auzit de numele ăsta. S-a hotărât să plece în America, sigur că nu trebuia așa vizie, cum e astăzi. Era imediat după război, nu, în 45, toamna a plecat în America și și-a pus în gând să o caut în fiecare stat. Altfel nu putea. Nu era încă o pace stabilită. Așa, nici în America situația nu era chiar clară din punct de vedere al libertății, a circulației informațiilor. Și a zis, păi, o să nu state de la rând. A, nu s-a ajuns stat, a ajuns în stat. Și așa a căutat-o 20 de ani. Către sfârșitul anului 20, în ultimul stat în care ajunseți, a zis, aici, Doamne, pun capac. Trebuie să-mi iau și un servici. În 25 de ani, aveau atunci, prima că la economie, 24-25 de ani împătrânesc, a zis că pe drumul și nu trebuie să am și eu ceva în viitor, să mă așez și eu undeva sus, da? S-a prezentat la un fermier american, i-a spus că e jurist, a avut și el arte, era mic și l-a angajat. În contractul de muncă a specificat așa. La orice lipsă nemotivată, contractul este anulat. Asta ce s-o știe de la început. Nu știu. Și-a luat serviciul bine ca jurist acolo, la fel, prima asta, bancherul nostru, și după vreo câteva luni de zile, s-a întâmplat, din întâmplare, dimineața când se trece la setâncea a întârziat. S-a uitat la ceas, mai de mine. Și o să zic, o patronă când mă duc eu acum și mă prezenta la ea. Asta nu e lipsă motivată. Dar n-am totuși altceva de făcut decât să mă duc și să-i spun care e situația. Uite așa. Din întâmplare n-am putut să mă spun. Și-a plecat. Amărât. A luat prima mașină, autobuz, s-a dus la stația respectivă unde era așteptat alt autobuz, a reprezentat la firma unde era angajat și acolo autobuzul plecase cu un sfert de oră de la el. Până să găsească el. Și-a pus mâna la cap și-a stat cu bancă și se vadă când vine al doilea autobuz. Se vine peste o jumătate de două. A stat. Și-a început să se gândească ce o voi spune am crezut decât adevărul. Acela ce se știe. Dacă vreți să mai mătuilească, să mătuilească. Dacă nu, gata, asta este soarta mea, întâmplarea. A venit autobuzul respectiv și el, cum a venit autobuz, a sunat după bancă și s-a urcat prin el. Și dacă te uiți, nu știu asta, dacă te uiți din alcudar, așa, oblic, copiii cu stau în față, ei se vedeau, nu pe altul. Ei n-a mai avut putere să se mai ducă mai în fund pe alt scaun. Și atunci, imediat pe scaunul în față, și acum mâna la față, au stat și a început să gândească. Mai cum și cu asta, la altă, cu altă. Șoferul s-a uitat la el, ăsta are ceva superior. Și de ce l-a lăsat câteva minute unde zice, poți să vă cu conservare, domnule, că aici stăm o oră până plecăm. Mai departe, avem timp să vorbim. Te văd că ești tare amărât. Ce ți s-a întâmplat? Pot să te ajut și eu cu ceva. El abia a intrat capul, s-a uitat atent la el, lacrimile erau în ochi, a început să plângă și să-i povestească istoria vieții lui. Ce v-a spus ea acum? Uite ce s-a întâmplat, ce s-a întâmplat. Și tocmai acum, când roșul îi dălbici, de întâmplare, știu cum să mă încălzesc cu patronul, nu știu ce să-i spun acum. Da, șoferul ăsta, în timpul când el povestea, și-a băgat mâna în buzunar, da, haine, și pe niște cărți acolo de vizită, a căutat, între toate, a oprit una din ele, așa partea le-a băgat în buzunar, partea a băgat în alt buzunar aici. Domnul îi zice, cum ziceai că parcă o chema pe consoarta dumitare? Marta Halter. Bă, eu nu am gândat, iar. Domnule, uite, eu vreau să vă povestesc ceva. Am avut un caz cu autobuzul, și o problemă cu patronul autobuzului. Și a trebuit să caut o consultanță juridică, un birou de consultanță. Și am căutat prin ziare și am găsit un birou de consultanță juridică în orașul Cutare, ce nu e departe de aici, așa e, 40 de kilometri. Și nu știu de ce, prin coincidență, ce-o fi că biroul ăla se... avea o patroană care se numea Marta Halter. Eu odată a făcut ochii, parcă i s-a luminat un pic fața și... Ce aș putea să-l văd și eu? Da, mi l-a arătat. Da. Birou de consultanță juridică, Marta Halter. Ce cred că e o coincidență să mai ce. Mai e numele ăsta, mai este la noi în limba evreilor, Halter. E, și Marta, da. Da, zice, mai vă spun ceva. În timpul când a stat atunci de vorbă cu ea, mi-a cartea de vizită, mi-a spus că ea e necăsătorită. Și dacă vreți să vă încredeți în ceea ce spun eu, sunteți de acord să-i dau un telefon? Uitați! Poate avut, a zis el, poate avut și eu ceva, glasul ei, poate, dacă e ea, poate ne aduce Dumnezeu memorie, vocea ei. A dat el telefon și i-a spus și de aici, sunt șoferul cu tare care veni cu problema aia la dumneavoastră de consultanță juridică, mi-a dat o carte de vizită și am să vă comunic o noutate. Doamne Halter, ce fel de noutate? Ați vrea să vă vede soțul? Vai de mine, dar nu v-am povestit că eu de 20 de ani nu mai știu unde este. Eu am fost la Auschwitz, el a fost în altă parte, la un actor de muncă și... Dar atunci nu mai știm, n-am niciunul unul de altul. Poftim telefon, i-a dat telefonul lui și îl pune la ureche și... Alo, alo, da. Cine e acolo? Marta Halter. I-a scăpat telefonul de mână, a început să plângă și l-a pus jos. Zice, în telefon s-a auzat, zice, ce se întâmplă, zice, că nu mai auzi. A luat șoferul telefonul, doamnă, nu mai poate, plânge, e zdrobit. Păi zice, ce să facem? Doamne, eu mai stau aici așa încă 35 de minute. Păi atunci mă repede eu cu mașina până acolo. Am timp să ajung. Și a venit și s-au întâlnit. Deci, ce putem să tragem noi pentru noi, așa ca învățătură, și ca tineret? Există textul la Scriptură, dacă vi-l aduceți aminte cei tineri. Pune-mă ca o pecete pe inima ta, ca o pecete pe brațul tău, căci dragostea este tare ca moartea, flacăra jarul ei este un jar de foc, e flacăra a Domnului. Deci așa de mult a fost dragostea între ei, de nici unul, nici altul n-au avut voința să le căsătorească, ci să se caute. Nu. Din partea ei mai puțin, că ea era fată, doamnă, dar din partea lui, după 20 de ani de căutare, datorită întâmplării. Ca întârziat, a reușit să își găsească soția. Mulțumesc!